Foresta Suceava va primi vizita echipei CSM Vaslui sâmbătă de la ora 17 în cadrul etapei a doua, Ligii a treia. Ambele echipe au câștigat meciurile disputate săptămâna trecută în runda inaugurală a sezonului 2023-2024. Suceavenii s-au impus cu 2-0 pe terenul vasluienilor de la Rapid Brodoc, iar vasluienii au trecut în deplasare de Aerostar Bacău cu 2-1. În alte meciuri din seria 1 a Ligii a treia, Șomuz Fălticeni are șansa să obțină prima victorie stagională în disputa de pe teren propriu cu Aerostar Bacău, în timp ce Bucovina Rădăuți are o misiune ceva mai dificilă în fieful celor de la CSM Bacău. Etapa a doua mai programează meciurile Știința Miroslava, FC Bacău și Rapid Brodoc, Viitorul Darabani. La finalul primei faze a campionatului, primele patru clasate se vor califica în play-off, iar ultimele șase vor participa în play-out. Primele două clasate în play-off vor merge la barajul de promovare, iar ultimele două clasate în play-out vor retrograda în Liga a patra.